Da, deci în momentul de față militarii din Brigada 10 Geniu, din batalionul 52 și 136 Geniu, încearcă să închidă podul de pontoane, de fapt chiar îl vor închide, un pod de pontoane dublă tip PR-71 pe care vor trece mijloacele tehnice aparținând brigăzii multinaționale, precum și partenerilor noștri americani din regimentul de, batalionul de geniu al regimentului 2 Cavalerie. De asemenea, veți observa și un mijloc tehnic aparținând partenerilor germani din cadrul podului M3, care va participa și va trece peste podul românesc. În principiu, se face o secvență limitată în timp din ceea ce s-a executat pe timp de noapte în data de 16-17 și ce se va executa și în această noapte pe undeva după ora 23 până mâine, dimineața la ora 5. Exercițiul are rolul de a proba capabilitățile alianței de a asigura trecerea forțelor de manevră peste cursurile de apă în contact cu inamicul și pe timp de noapte. Este timpul optim? S-a realizat în timp util? Da, în fiecare la exercițiu, la prima parte a exercițiului, toate structurile de geniu care participă la exercițiu s-au încadrat în timpul alocat și planificat. Pentru militarii români a fost de o oră. O oră. În caz de război este la fel. Ne instruim pe timp de pace așa cum vom lupta. Ne spuneți numele? Sunt locotenent colonel Rusu, comandantul batalionului 136 geniu. Cu multă plăcere. Mihai. No, we don't have time to set all three in the morning. Thank you.
So my squadron left Grafenwöhr, Germany on the 27th of June, and we traveled approximately 400 kilometers via tactical road march to arrive here in Valcia. And we've had the opportunity over the last week to experience a great training exercise where we've conducted this deliberate nighttime wet gap crossing. And it's been a tremendous experience as we've worked with the Romanians, we've worked with the Germans, as well as the Dutch. So it's been a tremendous training exercise. What about civilians? Yes. Did you have any problem with them? The people here in Valcia have been extremely welcoming, and again, I think they've been patient with us as we've gone through their town over the last week with big military vehicles. But they've certainly been great people that have welcomed us and really helped us execute a great training exercise. Your name? My name is Lieutenant Colonel Mark Himes.